Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. Ieri Dinamo și UTA au primit o sancțiune extrem de dură. Vor juca toate meciurile până la finalul campionatului fără spectatori. Asta evident dacă nu se schimbă nimic la recurs. Vom vorbi despre impactul pe care această decizie l-are, mai ales asupra lui Dinamo, club aflat în subsolul clasamentului și care se baza în acest play-out pe aportul fanilor. Discutăm și despre echipa națională. Aseară Gică Hagi l-a înțepat din nou pe Ordănescu Junior în privința lui Ianis. Despre aceste subiecte, dar și despre multe altele, discutăm azi alături de Cristi Bobar, președintele celor de la CSM Reci, a fost oficial la Dinamo. Bună dimineața și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Frumos. Ce faci? Cum ești? Bine. Te prinde vreo pe la București? Da, vin cam la două săptămâni cu probleme pe la federație, cu ce ține de administrație, pe la CNI. Încercăm și noi să mai facem niște baze pe acolo, un stadion. Și vin cam două zile, la două, trei săptămâni. Hai să începem cu subiectul Dinamo, care cumva a fost știrea zilei de ieri, dar mă rog, s-a vorbit foarte mult și astăzi. În acest moment, dacă nu se schimbă repede decizia la recurs, cu siguranță Dinamo și UTA vor face apel, echipa va juca fără spectatori până la finalul campionatului. În primul rând, se pare corectă și justă această hotărâre a Comisiei de Disciplină? Da, în primul rând, sunt două echipe cu suporteri, două echipe de tradiție, amândouă vor juca fără spectatori. Nu știu cât e de corectă pentru, eu știu, 20-30 de oameni să suferă câteva mii sau să nu încurajeze Dinamo, care, cum s-a scris și pe GSP, am văzut, poate ajunge chiar la retrogradare fără spectatori, fără suporteri. Dinamo e ca și pe română, din punctul meu de vedere. Era o mare atu la începerea bloatului. Da, foarte mare. Dar nici ce s-a întâmplat pe stadioane în ultimul timp a depășit orice măsură din punctul meu de vedere. S-a ajuns să te bați pe terenul de fotbal, acei oameni chiar trebuie pedepsiți, dar nu știu, poate aș fi închis o peluză, dar nu toți spectatorii. Eu știu, fiind și dinamovist, chiar că este foarte, foarte greu. Știu ce este acolo, cum a fost acolo și nu este o situație deloc plăcută și cred că cei din conducere sunt un pic disperați în momentul de față. Trebuie să rezolve situația la recurs cât mai bine. Eu știu, o etapă, două, vom vedea. Din experiența pe care o ai, cu siguranță ai fost de multe ori la comisii și ai depus acest tip de apeluri, care crezi că va fi sentința finală pe care o va primi Dinamo? Eu cred că cam două etape. Adică, practic, se vor topi două etape, da, din suspendare. Va rămâne probabil amenda și două etape. Totuși, rămân două meciuri. Dacă același UTA, la fel mă gândesc, că tot aceleași etape. Probabil că nu vor fi... Și la UTA, să știți, nu știu, în zona aia n-ați fost la meciuri. Suporterii de acolo fac o atmosferă extraordinară pe stadion. Chiar sunt civilizați până în momentul de față, dar o atmosferă de, eu știu cum vezi, pe stadioanele mari. Este rar. Bine, UTA nu e într-o situație atât de complicată ca Dinamo. Probabil asta se vorbește mai puțin despre UTA. La Dinamo chiar era un atu și e un atu foarte mare. Faptul că ar fi jucat cu stadionul plin în play-out, meciuri decisive, finale, cum se spune că Dinamo fără spectatori este, eu știu, ca omul fără o mână, să spun așa. Mai ales că echipa nu e atât de valoroasă în acest moment și ar fi ajutat foarte mult. Nu, dar era într-un moment care arată bine cât de cât și ajută, v-am spus, este că e foarte, foarte greu fără spectatori. Știu ce înseamnă aportul suporterilor pe stadion la Dinamo. Dinamo, altfel, în acest an cum s-a părut? Ce impresie ți-a lăsat? A început destul de rău, dar acum pe final arată bine, chiar foarte bine. Nici nu mă așteptam să arate atât de bine. A fost eșecul ăsta de la Sibiu, înainte de pauza ocazionată de meciul internațional. Se mai întâmplă, da. A început cu Burcă, care până la urmă el trebuie apreciat pentru ce a făcut acolo. Ovidiu, nu mă așteptam anul trecut să promoveze. Nu se aștepta nimeni, cred. Nu se aștepta nimeni. Îmi pare rău că n-a rezistat mai mult, dar ce au făcut acum ușor-ușor stafful de acolo, conducerea, arată că au făcut bine și sunt pe drumul cel bun, din punctul meu de vedere. Discutăm acum cu Ovidiu Ianițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Vi se pare prea dură sancțiunea primită de Dinamo și de UTA sau credeți că reflectă gravitatea incidentelor petrecute în urmă cu vreo 3 săptămâni pe teren, înainte de jocul direct? Bine, discuția practic are două părți. Prima e aceea că față de asemenea manifestări, cum au fost cele din 8 martie, atunci a fost meciul Dinamo-UTA 1-0, trebuie să manifestăm toleranță zero. Nu încape nicio discuție, huliganismul nu are ce căuta în afara stadionelor și cu atât mai puțin în stadioane, pentru că
ne aducem aminte la meciul ăsta Dinamo UTA, bătaia a fost chiar pe gazon. Așa s-au încăierat niște ultrași, încât toate meciurile din ultima etapă a sezonului regulat a trebuit să fie amânate începutul cu 8 minute. Deci, pe de o parte, toleranță zero. Pe de altă parte, însă, asemenea sancțiuni trebuie să țină cont de spiritul fotbalului, de spiritul jocului, mai ales în momentul ăsta în care, nu numai în România, dar pe plan internațional, tendința este și dorința de a aduce cât mai mulți spectatori la stadion. Iar publicul pentru Dinamo înseamnă mai mult decât pentru alte echipe. Să nu uităm că suporterii sunt cei care la un moment dat au ținut echipa în viață. Iar într-un ultim clasament dat publicității în ceea ce privește afluența pe stadioane, Dinamo stă bine, e pe locul 5 la nivelul Superligii. E adevărat, lider autoritar este FCSB. Dinamo are cam jumătate din media de spectatori de la FCSB, dar are dublu față de CFR Cluj, de pildă, și aproape triplu față de Farul, ca să evoc numai două dintre fostele campioane. Farul e chiar campioana în titlu. Deci, la Dinamo, publicul joacă un rol important și atunci mie mi se pare o decizie exagerată să oprești intrarea pentru ultimile patru etape, care poate să fie o lovitură dură și în ceea ce privește încercarea lui Dinamo de a evita retrogradarea și, mă rog, barajul, zona retrogradării. Ceva trebuie făcut, fără îndoială, să nuanțăm și să spunem că nu e numai vina lui Dinamo, cât e vina lui Dinamo, cât e a firmei de pază. Dinamo are contract cu o firmă de pază, One Star Security, și să mă ierte organele, ca să zic așa, este și vina jandarmeriei. Puțină lume știe că înaintea acestui meci, jandarmeria a fost cea care a evaluat riscul, meci de risc mediu și nu de risc înalt, de risc deosebit, drept pentru care, estimând așa, s-au convocat numai 180 de stewardi în loc de 240. Și așa a fost posibil să se pătrundă pe gazon și acolo să se încaiere ultrașii. Pe de altă parte, se știe că au participat din solidaritate cu fanii UTEI și niște ultrași al lui CSA Steaua. Și atunci, cum să spun, cu atât mai drastică pare această decizie de închidere a porților pentru ultimele patru meciuri. Probabil însă că se va face apel cu siguranță și e de presupus că comisia de recurs se va dovedi un pic mai blândă și amenda este foarte mare, 20.000 de euro. Ea lovește și în UTA, care UTA, chiar dacă are o cotă de vinovăție, probabil că e mai mică decât a lui Dinamo totuși, pentru că n-au fost foarte mulți suporteri arădani care să se fi deplasat la meci. Deci, ca să rezumăm, pe de o parte toleranță zero, pe de altă parte cred că ar trebui ținut cont de spiritul fotbalului. La urma urmei, fotbalul e pentru spectatori, cu atât mai mult la Dinamo, echipă pe care spectatorii, publicul, fanii au salvat-o la un moment dat de la desființare. Pot fi luate alte măsuri, închise o peluză, închise câteva sectoare, interzis suporterilor să însoțească echipa în deplasare, dar nu dai așa cu barda, mai ales în contextul ăsta în care Dinamo riscă să retrogradeze. Publicul
e, cum se zice expresia asta tocită, al 12-lea jucător al lui, al lui Dinamo. Dar eu am convingerea că la comisia de, de recurs, iată, văd și pe Mihai Stoica de la FCSB într-un gest de solidaritate, în ciuda rivalității tradiționale dintre cele două echipe, și Mihai Stoica a apreciat decizia asta a Comisiei de Disciplină ca fiind exagerată, ca fiind extrem de dură. Vedeți vreo legătură între ce s-a întâmplat la Rapid cu scandalul din jurul torțelor, ce s-a întâmplat cu Daniel Niculae, șefii de galerie ai Rapidului, și pedeapsa maximă dictată ieri în cazul incidentelor de la Dinamo OTA? Adică deodată pare că se aplică sancțiunile la maximum. Da, e un moment în care, cum să spun, se caută să se, să se dea exemple. Pe de altă parte, însă, în justiție nu există exemple. În justiție, fiecare ar trebui să plătească după cât a greșit. Sigur, Dinamo n-a reușit să-și țină în frâu fanii, dar, repet, este și vina firmei de pază, One Star Security, pe care FC Dinamo o plătește, e un contract cadru, și e și vina jandarmeriei, care a estimat greșit. A zis că meciul cu UTA e de risc mediu și trebuia să judece că e de risc ridicat. De acolo numărul mai mic de stewards și șansa, posibilitatea ca ultrașii să se manifeste așa cum s-au manifestat. Clar, pentru huligan n-ar trebui să fie niciun fel de înțelegere, n-ar trebui să aibă loc pe, pe stadioane, să ajungem în situația în care să se arunce ca pe 8 martie, meciul a fost pe 8 martie, cu gaze lacrimogene și să, cum să spun, să pătimească și spectatorii care n-aveau nicio vină. Dar, cum să spun, nu e în regulă ca pentru 20-30 de vezmetici să plătească 4-5 mii de oameni. Repet, media de spectatori la Dinamo pe 2023 a fost 8733. Deci, să încaieră, să se bat cu pumnii și cu picioarele 20-30 de nebuni și suferă 8.000 de spectatori. Nu e ok. Dacă sancțiunea s-ar menține și la recurs, să luăm scenariul acesta în calcul, ar fi o problemă mare pentru Dinamo și o lovitură imensă în lupta asta pentru evitarea retrogradării? Da, sigur, ar fi o lovitură sub centură, pentru că publicul, spuneam și mai devreme, joacă un rol important la, la Dinamo. Și atunci, fără public, echipa se va, se va simți și se va manifesta altfel. Ea este în concurență, în luptă directă cu niște echipe care vor beneficia de, de porți deschise, ca să zic așa. Închide o, o peluză, oprește spectatorii să însoțească echipa în deplasare, găsește o, o soluție intermediară să și pedepsești, dar să nu dai exemplu. Repet, în justiție nu există exemplu. Ce ai greșit, pentru cât ai greșit, pentru aia plătești. Încă o chestiune voiam să vă întreb, legată cumva de echipa națională. Aseară la Digi, Gică Hagi l-a înțepat din nou pe, pe selecționer și a spus că, în opinia lui evident, Iannis ar fi trebuit să joace mai mult în aceste amicale cu Irlanda de Nord și Columbia. Ce vreau să vă întreb de fapt? Crezi că în momentul în care Eddie va decide lotul pentru Euro sau echipa de start pentru cele trei jocuri din, din grupe, va avea în subconștient măcar faptul că Gică Hagi ar putea ieși și să facă un scandal în jurul echipei naționale? Adică va ține cont Edi Ordănescu de aceste ieșiri ale lui Gică Hagi în deciziile pe care le va lua în legătură cu, cu Iannis? Da, eu bănuiesc că Ordănescu înregistrează toate astea, nu știu în ce măsură îl influențează mai mult sau mai, sau mai puțin. Hagi trebuie înțeles, pentru că el vorbește în calitate de fost mare jucător, cel mai mare, în calitate de tehnician, dar și în calitate de tată, și atunci își apără copilul. Are însă și dreptate, dacă, până la un punct, dacă stăm să judecăm, pentru că dintre toți jucătorii mai puțin folosiți în campionatele unde joacă ei, și lista e moldovan, e Rațiu, e chiar Drăgușin, e Moruțan,
singurul care n-a intrat de la început, care n-a fost titular, a fost Iannis. E susținut Hagi în pledoaria lui și asigur sentimentală, de faptul că intrarea lui Hagi în meciul cu Columbia a schimbat fața echipei, nu, introdus în minutul 56, e cel care a reușit să marcheze golul de 1-3, să zic așa, a dat un semnal de ăsta de trezire și atunci sigur că Hagi a simțit că i s-a ridicat mingea la fileu și a insistat. Părerea mea este că Iannis n-are cum să lipsească din lotul pentru Euro 2024, dar decizia sigur că este la Iordănescu, el trebuie să-i găsească și cel mai bun loc în angrenajul naționalei, pentru că și aici e o discuție. Și eu sunt de părere că Iannis trebuie scos din bandă și jucat în spatele vârfului, undeva în zona centrală, ca un fel de Inter, dacă vreți. Dar astea sunt probleme pe care trebuie să le rezolve Edi Iordănescu. Eu cred că el acordă suficientă atenție acestui aspect și e de înțeles, repet, și Hagi, care pune presiune, deși eu nu cred că el își dă seama, nu cred că o face deliberat, intenționat, dar e băiatul lui și atunci sigur că judecă lucrurile părtinitor. Bun, locul lui Hagi e fără îndoială, lui Iannis e fără îndoială în lotul pentru Euro 2024, după care de acolo în continuare decide Iordănescu ce și cum. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenția, domnul Ovidiu. Zi plăcută în continuare. Mai bine, hai, spor la treabă. Cristi, Dinamo acum e pe locul 14, loc de baraj, la două puncte distanță de prima echipă Polia și aflată deasupra linii. Dacă ar fi să estimezi în procente, cum ai evalua șansele lui Dinamo în acest moment de a scăpa direct, să spunem, de retrogradare? 50%. 50%, deci 50% o direct. Posibilitate mare ca Dinamo să salveze direct. Da, da, dar oricum la baraj, dacă va ajunge la baraj, cred că se va salva în proporție de 90%. Tu știi foarte bine nivelul din Liga 2. Tocmai de aceea vorbesc. Știu foarte bine Liga 2 și este o diferență între Liga 2, calitatea jucătorilor, Liga 2 și Liga 1. Deci în ultimii ani s-au mai întâmplat surprize. Chiar anul trecut. Anul trecut, acum 2 ani, Mioveni. Cu Dinamo, Mioveni, cu Hermașta. Da, s-au mai întâmplat și totuși vin la baraj, probabil din Liga 2 va fi Miercurea Ciuc, Mioveni, care au mai făcut Miercurea Ciuc, au un obiectiv sigur promovarea și doresc foarte mult și au o infrastructură foarte bună, au un buget foarte, foarte bun. În punctul meu de vedere se va duce Slobozia și Buzău, dar cele două la baraj totuși este diferență, încă o dată spun, de jucători. Asta și pentru că nivelul din Liga 2, impresia mea este că a scăzut în acest așa an. Așa este, a scăzut poate din punct de vedere valoric, dar dacă vorbim despre finanțe, să știți că a crescut foarte mult și mă rămân uimit ce salarii pot fi în Liga 2. Cred că sunt unele cluburi care bat și echipele și cluburile de Liga 1. Sunt bani foarte mulți, dar până la urmă noi dăm sau ar trebui să facem și noi un plafon sau să nu depășim, să ajunge la câteva mii de euro bune pe lună. O să vorbim și despre CSM Reșița, dar mai vreau să vorbim un pic despre Dinamo. Câți ani au trecut de când ai plecat de la Dinamo? 7-8 ani. 7-8 ani. În acest interval ai fost la un dat aproape să revii vreodată la club? Da, da. Au mai fost două discuții. Dar a fost tot în perioada când era Negoiță finanțator. Și de ce nu s-a ajuns la un Prima discuție a fost pentru că eram în momentul acela numai ce semnasem un contract cu CFR Cluj și mă ocupam de tineretul de acolo. Și a doua discuție, mă întorsesem acasă, am luat un proiect din Liga 3, am vrut să merg acasă lângă, eu știu, familie, părinți, copil mic și am decis să rămân acasă și cred eu că am ales bine pentru, eu știu, la câtva timp deja vânduse la Spanioli clubul și nu știu ce se întâmplă.
Dar te vezi revenind într-o zi la Dinamo? În momentul de față nu mă văd, nu. Sunt chiar bine unde sunt și mă bucur, sau pot să spun acum că există un proiect pe termen mai lung, dar să vedem. Nu prea cred în proiecte pe termen lung, dar până acum sunt deja de 5 ani la Reșița și eu știu, avem alte planuri acolo cu oamenii din administrație locală, județeană. Tu legat de Dinamo, crezi că această construire a noului stadion va impacta și eventual oameni de afaceri în 100%, asocierea? 100%. Atunci Dinamo cred eu că într-adevăr va reveni așa și va fi din nou o forță. Sunt oameni de afaceri care spun că vor ajuta clubul, cum este și Cristi Borcea, dar cu, eu știu, Gigi Nețoiu, dar să se facă acest stadion. Și am văzut că se va porni și cred că atunci când va fi gata, Dinamo se va bate din nou la campionat. Până atunci va fi greu. Ai o relație foarte bună cu Cristi Borcea, pe care da, l-aminteai mai devreme. Îl vezi și pe el revenind la Dinamo odată cu construirea noii arene. Deci el a spus că n-ar mai vrea nu, sincer, pe el nu-l văd revenind ca acționar, doar ca sponsor. Probabil. Este dinamovist, chiar săptămânile trecute m-am văzut cu el, este, știe tot ce se întâmplă la club, jucătorii, dar nu-l mai văd să fie partea executivă, să spun așa. Ascultăm acum pe Florin Prunea vorbind despre sancțiunea primită ieri de Dinamo, apoi revenim în direct. Da, le-ați dat lui Dinamo 4 etape cu porțile închise, vreți să nenorociți Dinamo? Și da? 100.000, nu sunt pe 33.000 amenzi. Deci așa, dacă nu dau ăștia cu amenzi, le zic că cluburile din România sunt, da, păi acum trecând la lucruri mai serioase. E o decizie care poate fi supusă apelului, din câte știu eu, ce este peste două etape și din punct de vedere financiar. Da, este dreptul lor să facă apel, dar mi se pare foarte mult. Mi se pare foarte mult. Haideți să învățăm să organizăm partidele. Haideți să... Trebuie să se meargă pe ideea care s-a mers și cu Rapid, în cazul Rapid, au fost cam parțial. Dar au fost și altfel evenimentele. În sensul că aici s-a pătruns în teren, a fost pusă în pericol integritatea, pentru că am văzut s-a aruncat dintr-o peluză într-alta. Eu cred că a venit momentul și cu peste ceasul a 12 să încetăm cu aceste lucruri. Și văd că lucrurile ușor se întâi normal, dar rămân la concluzia că de urgență se impune o întâlnire și se pună la masă toată lumea. Autoritățile statului, cluburile și suporterii. Pentru că eu cred că până la urmă suporterii o să înțeleagă dacă le explici exact ce trebuie să facă și că nu mai merge așa. Eu cred că înțeleg până la urmă și putem să avem spectacole sportive și fără probleme. Suporterii, bine, evenimentele au început de la din afara stadionului și au continuat în stadion. Dar aici e problemă de organizare a jocului. Chiar nu suntem în stare să organizăm un joc pe teren propriu, fără evenimente? Pentru că eu cred că autoritățile sunt controlate, am văzut. În România nu sunt controlate să avem aceste garduri de stadion. Nu cred că asta este problema. Că uite, de exemplu, îți dau un exemplu. Arad. Este terenul, este, dar fiecare oraș are specificul lui. Dar acolo la Arad nu au fost probleme. Sau și exemplele pot continua. Dar uite că în București se întâmplă. Dar eu repet, de urgență cred că s-ar impune o întâlnire între toată lumea. Federație, ligă, autorități și suporteri. Eu cred că Federația de Fotbal și Liga Profesionistă. Împreună trebuie să facă o întâlnire și să pună la punct aceste lucruri ca să înceteze odată. Că, uite, Daniel Nicolae, am văzut și eu, apar celebrele stenograme tot timpul. Ele apar într-un context și apar numai... Nu apare adevărul, că și eu am trecut până asta cu stenograme și știu cam ce apare. Apare numai ce trebuie să apară. Scot din context, dar eu nu cred, de exemplu, că Nico a vorbit cu Colțăscu. Eu cred că Nico i-a spus lui Bocciu numai și numai ca să scape de el, pentru că în moment... A vorbit, da, e bine dacă a spus. Păi nu, regulamentul spune că trebuie să spui atunci. Dar nu ai cum să nu interacționezi cu arbitru, că le vine la meci, da? Sigur că el nu era arbitru central, era arbitru VAR. Dar te duci, îl saluți și îi spui, uite, am problemele astea. Eu nu cred că acum chiar trebuie să ne ferim așa și toată lumea e coruptă. Nu cred acest lucru. Eu cred că trebuie să discutăm, să avem mai multă credere unii în alții. Una, două, spune, vorbim numai de corupție în fotbal. Eu nu cred că e adevărat. Foarte mult poate să conteze, pentru că în momentul când joci 4 etape fără spectator, fără aportul publicului, da, sunt numai meciuri de acasă? Da. Păi, da, nu cred, eu repet, cred că este apelul și cred că comisia de apel va analiza și va reduce sancțiunile. O să-l treia,
se joace în oraș? Cum se recurță înainte? Păi, dar soluțiile în București nu prea sunt. Nu cred că sunt. E posibil să joace și în alt oraș, da? Da, l-am ascultat pe Florin Prunea vorbind inclusiv despre scandalul de la Rapid. Și am întrebat și pe tine, Cristi, cum ai văzut acele stenograme, tot ce s-a întâmplat la Rapid cu Daniel Niculae ridicat de mascați, liderul galeriei reținut 30 de zile? Da, este, eu știu, un club ca și Rapidul este foarte greu de condus, clar. Și îl înțeleg pe Nico, dacă, eu știu, a vorbit cu liderii galeriei, trebuie să existe o comunicare. Totuși nu cred că el a făcut lucruri așa grave, cum a zis și Florin mai devreme, să fie luat de mascați. Cum îl cunosc eu pe Nico, sau, dar cum a spus, stenogramele aceea poate să fie și scoase din context. Totuși, din acele stenograme... În același timp, e și foarte greu să nu ai un dialog cu galeria de la Rapid. Pentru, eu știu, Rapid, Craiova, Dinamo... Pe ce se vede, sunt cluburi puternice. Ok, dar este în regulă să ajuți galeria să introducă materiale proprie? Nu, dacă s-a interzis, cu asta nu este în regulă, este interzis. Adică, practic, ajuți și, să încalce regulamentul. Și cel mai... Și legea, de fapt. Exact, cel mai, dacă, eu știu, chiar a făcut asta și se va demonstra, atunci probabil va primi o suspendare pe terenul de fotbal, Nico, pe terenurile de fotbal. Și este păcat pentru el, că este tânăr, are o carieră în față, frumoasă. Încă o chestiune legată de acele stenograme. Daniel Niculae spune acolo textual: am vorbit cu Colțescu, e liber la torți. Știu că e interzis categoric să vorbești cu arbitru. Sigur că este interzis. N-ai voie să, eu știu, să legăt până la ședința tehnică cu ei. Probabil o fi vorbit la ședința tehnică, eu știu, dacă zice el că a vorbit. Păi, ședința tehnică se când face este? Cu câteva ore înainte. Sau dimineața, de exemplu, la derbiul acestea se face dimineața. E posibil. 10, și ai timp suficient. Atunci te vezi cu observatorii, cu arbitrii. Deci, de obicei, se face ori cu 3-4 ore înainte de meci, ori dimineața. O altă chestiune. Ți se pare în regulă ca un club să finanțeze acțiunile galeriei de deplasare, de scenografie? Mai ales că ai fost la Dinamo, un club cumva similar ca Rapid. Ai fost pus vreodată într-o situație de genul acesta? Nu am fost pus în situația aceasta. Chiar n-am fost pus. Știu că și atunci suporterii mai veneau și mai, știu, mai făceau un larin, într-o sală făceau banere sau vopseau tot felul de mesaje. Cam cu asta era în momentul acela ajutației, cu acea sală, încăpere foarte mare unde își făceau treaba, dar da, este foarte greu nici nu mă așteptam să financeze, pentru că, eu știu, rapidiștii sunt orgolioși și așa de fel, sau toate galeriile acestea să fie finanțați de către club. Te aștept la o sancțiune primită de Rapid sau chiar de Daniel Niculae? Sigur va fi o sancțiune. Acum să sperăm că va fi cât mai mică și să nu se mai repete. A fost și dat, cred că, un exemplu foarte bun, pentru că, eu știu, s-a exagerat mult, inclusiv la Liga 2 și la Liga 1 s-a exagerat deja cu acești suporteri. La ce te referi? Cu materiale birotehnice, cu intratul pe teren al lor, cu aceste, ajuns să te bazi pe teren, deja e... Asta și pentru că nu s-au luat niciodată sancțiuni, păi, da, și probabil s-a luat acum sancțiunile care s-au luat și se va potoli, cred eu, toată lumea, și, într-adevăr, fotbalul fără spectatori n-are niciun farmec. Dar una e dacă mai prinzi o petardă sau asta și o ții în peluză. Mai se întâmplă și la campionate mari din Europa. Dar când le arunci pe teren sau aia, deja sunt lucruri mai grave. Zim despre lupta la titlu, cum o vezi? FCSB pare desprinsă și e mare favorită la câștigarea campionatului. Am zis tot timpul că anul acesta este anul FCSB-ului. Cred eu că în proporție de 80% va câștiga campionatul. Are acest lot frumos cu jucători buni care deja din acei copii tineri au devenit maturi. Au experiență, s-au obișnuit, cred că, foarte bine și cu criticile finanțatorului și cred eu că vor câștiga campionatul. E anul FCSB-ului pentru că FCSB e mai puternică decât în sezoanele trecute sau pentru că nu mai este un oponent atât nu, de Nu, cred eu că este valoros. Pentru că CFR-ul, Craiova sunt cluburi puternice care investesc mult, dar cred că acest grup, de acest nucleu de jucători s-au maturizat foarte mult și au trecut cât 7-8 ani, mă gândesc. Da, din 2015 n-am mai dat. Din 2015, campionat. Da, cred că eram eu la Dinamo atunci când, da, sigur eram.
Oricum, FCSB a trecut bine peste acea înfrângere cu Rapid, au știut să gestioneze acel moment greu de gestionat și cred eu că vor câștiga campionatul, cum a spus mai mult. A ajutat-o și Rapidul, care a pierdut cu Farul în prima etapă din play-off. Da, da, azi ce s-a întâmplat, bucurie mare și asta este la fotbal, te bucuri, dar a doua zi, peste câteva zile, agonie și extază. FCSB e cel mai bun exemplu pentru imixtiunea patronului. El și anunță, adică nu mai e un secretar, da. Anunță că el face schimbările, face primul 11. Ce vreau să te întreb? Dacă din informațiile pe care ai, cu lumea fotbalului mică, se învârt rapid și se schimbă aceste informații, crezi că e un caz singular FCSB în fotbal românesc? Nu. Sau așa se întâmplă și la mai multe cluburi, dar acolo patronii nu sunt atât de sinceri la TV. Da, nu cred că este un caz singular. Mai sunt cluburi la care intervin patronii, mai sunt cluburi la care intervin și primarii. Iar dacă unde primarii cumva, sunt patroni. Exact, cumva. Dar nu este clubul lor. Nu, dar ei dau bani multe. De la exact, rămâne. Exact. Domnul Becali cred că este foarte sincer, de fapt este foarte sincer și asumă toate cei de acolo, întreg stafful, jucătorii, partea administrativă, știu, s-au obișnuit și până la urmă iau campionatul. Cu siguranță ai auzit și la Liga a doua despre astfel de da, cazuri. Acolo cu primarii sunt mai mulți. Acolo primarii. Președinți de județ, care sunt la unele echipe care cred că este echipa lor, dar nu este chiar așa. Poți să ne povestești un exemplu? Nu pot să spun. Sunt echipe care se bat acum la promovare, acolo sunt echipe care sunt și în play-out unde intervin foarte mult când, președintele alege un antrenor, când alege jucătorii. Este o jucărie la mulți dintre ei. Mă bucur că la Reșița n-am avut parte de această chestie până acum, chiar mă bucur. Hai să vorbim acum și despre echipa națională. Spune-mi ce impresie ți-au lăsat amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia. Impresie bună până la urmă. Cu Columbia să luăm ultimul meci cu o echipă foarte bună. Aveau două viteze în plus față de noi, dar sincer, cum a început jocul, credeam că ne mai dau câteva. Dar a doua repriză au revenit binișor echipa națională. Și trebuie să fim încrezători. Ești optimist înainte de aceste ore? Da, cum să nu. Nu prea sunt de acord, că am văzut și automat după primul meci critici prin ziare. Și după Columbia au fost critici. Și după Columbia. Trebuie să-i lăsăm pe acești jucători, pe Edi Iordănescu. Totuși ne-au calificat la un campionat. După atâta timp, băieții ăștia au făcut ceva bun. Ei sunt destul de tineri, citesc presa, văd, tot timpul sunt atacați, nu se simt confortabil. Știu asta pentru că am fost și în comitetul executiv al federației și la Dinamo și aveam o relație bună cu jucătorii și chiar citesc și pun la suflet toate aceste, acuze. Trebuie lăsați un pic în pace și încurajați, din punctul meu de vedere, pentru că ei au făcut o treabă bună și trebuie să credem în continuare în ei. Cu ce e șansă, crezi, că plecăm într-o grupă cu Belgia, Slovacia și Ucraina? Da, pare grupă accesibilă. Zic că este o grupă accesibilă. Putem pleca și cu prima șansă. Chiar bine, Belgia e un monstru totuși. Fiecare meci este o finală. Fiecare meci este o finală. Orice se poate întâmpla la un campionat european, absolut orice, ca la un baraj de fotbal, ca la chiar nu se joacă totuși. Am văzut că jucătorii noștri sunt destul de motivați. Mi-a plăcut și declarația lui Hagi și a lui toți în general. Crezi că o participare la un turneu final aduce automat un beneficiu imens fotbalului românesc? Sigur, sigur, sigur. Mai ales că cum crezi că se schimbă lucrurile în fotbalul românesc? În primul rând, cred eu că ce ar trebui și toate autoritățile de stat, având această participare la turneu, toți ochii vor fi pe echipa națională, își vor aminti că avem și noi fotbal, vor investi sau sper să investească mai mult în infrastructură, că aici este problema mare. Dacă l-am auzit ieri aseară pe Hagi spunând, Hagi are una din cele mai bune baze la Ovidiu, clar că el ce a văzut în Spania este mic copil pentru ce a făcut el. Logic, să nu te compar cu noi credem că ce are Hagi, de fapt ce am eu la Reșița, ce are Hagi e lux. Pentru România, da. Deci cât de spate suntem. Și aici trebuie să ne ajute mult autoritățile. Cred că și jucătorii, vor fi mulți impresari, vor fi multe cluburi. Automat vor fi cu ochii pe ei și
fiind în campionate mai puternice, clar și România va fi mai puternică. Încă o chestiune legată de echipa națională. Ți se pare corect ca fotbaliștii care nu joacă la echipele de club sau joacă foarte puțin să fie convocați în detrimentul unor fotbaliști, exemplu Mitriță, care sunt în formă și dau randament la echipa de club? Că știi că s-a creat întreagă dezbatere. Aici este foarte greu. Este foarte greu să nu-i convoc. Sunt jucători buni și părerea mea, până acum, cred, Iordănescu a făcut selecția corectă, a demonstrat în această campanie că a făcut-o bine, dar sunt jucători care într-adevăr nu joacă, n-au minute în picioare, cum este și Anis Agidar. Este un jucător care, din punctul meu de vedere, va fi și titular pe 16 sau 17 iunie. Cred că va fi titular. Da, e părerea mea așa, cred, mai ales după meciul făcut, tot timpul a intrat pozitiv. Mai ales după ce a zis Gică Hagi. Nu știu, e clar că când spune Hagi o vorbă, apasă pe toată lumea. Este vocea poate cea mai mare din fotbalul românesc. Dar cred eu că are un talent foarte mare, este un jucător echilibrat și eu cred că va fi, pot să fac un pariu cu tine, că va fi titular. Hai să-l ascultăm chiar pe Gică Hagi, vorbind după amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia și revenim în direct. Sunt meciuri amicale, sunt meciuri în care te reunești, te cunoști, au întâlnit, au stat împreună și cred eu că scopul acesta era și după aceea, bineînțeles că și prestația pe teren și meciul în sine e important pentru că na, sunt meciuri care nu ai presiune și vii să te cunoști mai bine, să strângi relațiile de joc mult mai bine și a fost un test foarte bun. Gol și pentru Ianis, un gol care îi dă moral cu siguranță. A intrat foarte bine, a făcut-o cum o face din 2021, unde cred eu că e cel mai decisiv, el și cu Man sunt cei mai decisivi jucători de la echipa națională, dacă nu mă înșel, e o statistică, cred că puteți să o faceți și voi. Își face treaba, vine cu drag la echipa națională, mă bucur că îi merge bine și să o țină tot așa. Cum e pentru dumneavoastră, pentru că acum 30 de ani marcați dumneavoastră cu Columbia, acum Ianis? Vreți, nu vreți, am și eu un băiat și sunt fericit că joacă fotbal, că practică fotbal, că a ajuns la un nivel foarte bun. Mă bucur pentru el și de aceea și merg să văd meciul la Madrid. Nu așa cum s-a scris în ziar, că chiar dacă am stat separat, dar eu am avut alte bilete, n-am fost invitat de... Nu, n-am fost cu federația cum ei au venit împreună, am mers separat cu familia. Am stat separat, de aceea eram separat. La VIP am stat împreună cu toții și am vorbit. Atmosfera v-a plăcut? Da, e altceva. Altceva, e alt nivel. Columbia e o echipă bună, în formă, să zicem, în momentul de față, că și ei au trecut prin momente grele, dar în momentul de față e în formă, o echipă puternică, sud-american, care foarte bun individual și antrenorul care i-a băgat tactic, i-a băgat foarte bine pe teren. Dar am ascultat pe Gică Hagi. Discutăm acum și despre CSM Reșița. Ați început anul foarte bine, o victorie cu CSA Steaua. Sperai atunci că prindeți play-off-ul? Da, am fost la 3 puncte, 4 puncte am sperat, dar din păcate ne-am împotmolit un pic la Slatina. Și, deși obiectivul nostru este anul acesta menținerea în Liga 2, a fost și rămâne. Anul viitor o să vrem mai mult. E un obiectiv ca și îndeplinit. Da, 90% este îndeplinit. Ne dorim, eu știu, sau deja lucrăm la schimbarea din drept public în să transformăm clubul într-un drept privat. Până când trebuie să faceți această schimbare? Până în 30 iunie. Până în 30 iunie. Ca să aveți drept de promovare. Da, exact. Ne dorim, chiar dacă la noi ne punem un obiectiv clar, prinderea play-off-ului. Avem deja un nucleu, îl avem pe Flaviu Stoican, un antrenor cu experiență mare la nivelul Ligii 1 și cred eu că oricând poate antrena în Liga 1. Este un nucleu bun cu jucători experimentați și cu jucători tineri. Și aici aș vrea să-l precizez pe Rimovici, care este titular și la Naționala Under 21, a fost la Under 20, acum un băiat cu un daș central de picior stâng din Reșița, cu mare potențial și sper eu, păstrând proporțiile, să devină al doilea Cristi Chivu. Repet, păstrând proporțiile. Este ai încredere că va face o carieră importantă? Sigur, cred că în scurt timp va fi în Liga 1 și va avea un viitor frumos.
Sunt echipe interesate de el? Sau da, care da, au... sunt două, trei echipe. Am primit deja și o solicitare scrisă și vom vedea ce, dacă îl vom lăsa să plece sau nu. Spuneai de Flaviu Stoican mai devreme, că ar putea antrena oricând în Liga 1. Da. Te temi că în vară ar putea primi o ofertă și să nu, plece de la voi? Nu, pentru că, eu știu, ne cunoaștem, am lucrat împreună și la Dinamo, ne cunoaștem foarte bine, chiar am discutat cu el zilele trecute. Începe să prelungim contractele la jucători, își va prelungi și el și are liniște Flaviu Stoican. A fost la multe cluburi, a văzut cum este, are o liniște, nu se bagă nimeni la, eu știu, partea sportivă, el decide și cred că asta îi trebuie la un antrenor. Chiar dacă, bineînțeles, partea financiară este mai mică ca și la Liga 1, dar cred că este important să fie lăsat să lucreze și apar și rezultatele. Cum a apărut la noi. A venit, i-a trebuit puțin timp, dar a reușit să facă o echipă frumoasă, unde ne vin și spectatori mulți. Avem o medie cam de 2500 de spectatori pe meci. Avem o galerie frumoasă și fiecare se vede de treaba lui. Spuneam mai devreme despre bugetele de la Liga 2, că sunt foarte mari. Voi ce buget ați avut pentru sezonul acesta? Un milion de euro. Poți să-mi spui. Un milion de euro. Și asta înseamnă un buget mediu pentru Liga 2? Un buget de... Nu este chiar mic. Este cam așa. Cred că cel mai mic buget este undeva la 800 de mii de euro. Dar oricum, mai degrabă spre partea a doua. Cam unde suntem. Da. Da, un buget de promovare. Sunt echipe care au și câte depășesc 2 milioane de euro. Cele care se bat probabil la... Sigur, sigur. Bine, CSEA Steaua cred că nu are mult mai puțin. Nu știu cât are CSEA, dar știu că are jucători foarte bine plătiți. Adică sunt jucători în Liga 2 care sunt plătiți și cu câte 5-6 mii de euro. Bine, plătiți mulți dintre ei pe hârtie, că sunt restanțe. Da, da, și jucătorii văd că la mulți le și pleacă această chestie. Chiar vorbeam cu Flaviu zilele trecute că le place de multe ori pe hârtie și că au deprimit. De exemplu, noi oferim salarii mai mici sau mai mici față de alții. Știți că puteți să le oferiți. Nu avem nicio datorie la niciun jucător, nici la terți, tot timpul nu am avut probleme de 5 ani de zile. Ei, probabil preferă să vadă suma aceea pe hârtie. Da, și poate de asta mi-e și un pic ciudă că vorbesc cu ei, da, dar care oferă mai mult. Dar astea, până la urmă, sunt jucători, sunt tineri. E normal să-și facă. E o problemă a autorităților din fotbal, cumva, că nu previn sub nicio formă aceste întârzieri de salarii sau... Nu știu, nu fac nimic în sezonul ăsta. Poate să-și depună memoriu ce-și depun jucătorii și până la 90 de zile. Da, exact. S-a schimbat la 40, dacă 40 nu de, da. 40 de zile. Și nu... Și probabil sunt obișnuiți. Dar noi, de exemplu, la Reșița avem un consiliu local, care avem un bare maxim la salariu, care este stabilit în consiliul local, consiliul de administrație, și nu avem voie să depășim și dacă îl aducem, eu știu, pe Messi, să spun. Nu putem depăși acel bare. Așa mi se pare corect, să-și plătești, să ne încadrăm exact în ce avem. Ce poți să și oferi? Sunt și deplasările la Liga 2 foarte lungi, infrastructura este cum este, mergi de la Reșița la, eu știu, Piatra Neamță, la Miercurea Ciuc, sunt deplasări lungi. Care a fost cea mai lungă deplasare de anul acesta? La Piatra Neamță. Câte ori ați făcut pe drum? O zi. O zi? Da, dimineața până seara. Cu autocarul? Da, cu autocarul. Păi nu poți cu avionul nici dacă vrei, nu poți să mergi. Și când ați plecat? Adică dimineața și am ajuns seara. Și când jucați? A doua zi? A doua zi la ora 11, da. Bănuiesc că jucătorii erau obosiți. Da, am și luat 4-0, dacă nu mă înșel. Ce să și faci după 24 de ore? Nu este un motiv. Până la urmă, cred că e un motiv. Acum, serios vorbind, cred că e și ăsta un motiv. Asta este legat. Sunt și echipe care fac din două zile deplasarea și stau câte două. De asta e costisitoare Liga a doua. Chiar este costisitoare. Mai ales că banii din drepturile TV sunt foarte puțini. Da, sunt în jur de 35.000 de euro, dacă nu mă înșel. Sunt foarte puțini pentru costurile unei echipe. Crezi că ar trebui totuși să fie răsplătite cluburile din Liga a doua mai mult din perspectiva de TV? Da, eu cred, pentru că totuși e diferență mare între Liga 1 și Liga 2. Este clar că trebuie Liga să fie. Liga 1 e minim un milion de euro, cred. Da, un milion și ceva, dacă nu mă știu acum. Este, dar totuși, în Liga 2 sunt mulți jucători tineri, mai ales cum este această regulă cu 2-2 juniori în teren, care până la urmă încercăm să producem pentru Liga 1. Să dăm Ligi 1 acești copii tineri. Că asta este interesul la fiecare manager. Să-i dea mai sus și, bineînțeles, să încaseze, dacă se poate, ceva pe ei. Dar tocmai de aceea ar trebui să fim un pic mai mult și noi sprijiniți pentru a crește performanța. La anul vă doriți promovarea, chiar dacă probabil nu va fi ăsta obiectivul clar impus. Avem obiectiv play-off-ul, dar acum când ai play-off-ul și ajungi acolo, este exact ce vorbeam de un baraj. Locul 1-3, păi, îți doresc să câștigi campionatul dacă ai obiectivul locul 1-3. Da, sigur, adică dacă e 3 sau 4, nu mai, 3, locul 1. Bineînțeles că
că ne dorim, sau eu de atâția ani fiind în sport, în fotbal, îmi doresc, eu știu, odată să fie din nou și îmi doresc cel mai mult reșița în Liga 1 și să, eu știu, să jucăm cu iară cu 15.000 de oameni. Cred că din 2000 a mai fost reșița în Liga 1? Dacă nu mă înșel. Cred că de prin 97. Da. A trecut ceva timp și județul, orașul chiar eu știu, mănâncă fotbal acolo pe pâine și își dorește să revenim. Spuneai acum ceva timp, dacă nu mă înșel, despre construirea unui nou stadion la Da, am depus și noi la CNI, așteptăm, trebuie să intre în guvern, nu este deloc așa ușor cum pare, vedeți că sunt tot felul de birocrații, și, dar încercăm să facem. Ce am vrut să spun, ca manager, mai ușor m-aș gospodări din punctul meu de vedere în Liga 1, având și drepturile TV, având și Consiliul Județean, și Consiliul Local, și sponsorii. Este mult mai ușor să-ți faci un buget de știință. Același lucru îmi spunea, stătea pe scaunul tău, Bogdan Apostu, care e legat de Hunedoara. Exact. Același lucru îmi spunea, e mult mai costisitoare Liga 2 decât prima Liga. La Liga 1 vin și sponsori. Exact. Cum este la... Iei 1.000.000 de euro de la Consiliul Local, iei 1.000.000 de la Consiliul Județean, e de la televiziune. Dar faci un buget de 3 milioane și... Și ar trebui să te gospodărești cu acel buget. Asta dacă nu promiți salarii de 15.000 de euro. Nu, și ce se mai întâmplă? Tot discuția asta am avut-o cu ceva jucători de-ai mei. Majoritatea conducătorilor ce fac? Le promit la promovare bani din drepturile TV. Da. Și atunci milionul ăla se duce pe ce au făcut anul acesta în Liga 2. Și când ești în Liga 1, rămâi fără bani. Și din punctul meu de vedere este o greșeală. Liga 2 trebuie să fie, bineînțeles, premiați din banii care ai pentru Liga 2 și Liga 1 să ai cei bani să-i folosești în Liga 1. Hai să ne întoarcem la noul stadion pe care vreți să-l aveți la Reșița. Crezi că totuși e posibil sau în câți ani vezi? Avem un proiect de 18 milioane de euro, este o modernizare a lui. Va fi cu 12.500 de locuri și tocmai de aceea ne-am dorit să fie o modernizare, să ne mișcăm mai repede. Cam cât ar costa? 18 milioane de euro, da. Și asta poate să fie, eu știu, în 3 ani de zile, poate să fie... Dacă se aprobă toate... Dacă se aprobă, da. Este foarte greu să mai te pui să dărâm un stadion de la zero, mai ales că sunt atâtea aprobate acum, este Constanța, Pitești, mai sunt câteva care... Ar fi Dinamo, exact. Stadionul de la Reșița, din Valea Domanului, nu arată deloc rău. Avem și un mini-hotel acolo, o bază foarte bună și chiar nu necesită demolarea în momentul de față. Spuneai mai devreme că autoritățile ar trebui să se implice mult mai activ în tot ce înseamnă sportul românesc. La Reșița, ești manager, știi exact de ce ai avea nevoie, unde poate ai avea nevoie de un ajutor financiar din partea statului. De ce sumă crezi tu că Reșița are nevoie ca să se dezvolte și pe ce niveluri? La Reșița până acum chiar am avut sprijinul autorităților locale. Locale? Și mă refer local. De la guvern, nu știu, să fie o... Ai guvern, nevoie de infrastructură, asta este cel mai... La Reșița, de exemplu, avem 350 de copii la centru de copii, care toată ziua fac sport. Din păcate avem un teren sau două. Este foarte greu când 4 grupe de copii fac pe același teren. Deci își împar câte o bucățică fiecare. Ar trebui, eu știu, o echipă sau juniorii A și B să facă singur sau maxim două grupe. Deci asta ar fi, în primul rând, terenuri de fotbal. Terenuri care numai autoritățile le pot face și baze sportive. Și atunci mai ușor creștem și noi acești copii și antrenorii pot pregăti altcumva. De tot timpul am spus că din punctul meu de vedere nu mi se pare corectă competiția primărie versus privat. Dar dacă e un sector în care autoritățile ar trebui să intervină, este fix acesta al infrastructurii și al academiilor pentru copii. Adică pentru că este un bine local sau chiar regional, național. Sigur, și atunci probabil vor apărea și mai repede și investitorii. Când vin și văd că unde se antrena, nu e mai problema lor unde se antrenează, știu unde dorm sau cămine, dar asta este, terenurile sunt cea mai mare problemă. Și pe lângă sportul de performanță, faci un bine copilor, la unde să facă mișcare, sigur. Crezi că altfel? Fotbalul este fenomen social, știm asta. Și este clar că la fotbal vin cei mai mulți copii. Că sunt o clasă socială mai mare, mai mică, mai... Toți vin la fotbal. Și atunci acolo trebuie să fie sprijinit, cred eu, mai mult în baze sportive. Ștefan Vorboian a fost invitat la GSP Live acum vreo 2 luni, cred, și nu știa dacă va continua și din sezonul viitor din postura de fotbalist.
Da, sigur, am lucrat cu el și la Dinamo și la Reșița, lucrez de 3 ani de zile. Este un băiat în care eu am mare încredere că va ajunge un antrenor foarte bun. El este la școala de antrenori și își dorește să urmeze acest pas. Vom vedea din vară dacă va continua și ca jucător sau va rămâne doar antrenorul. Adică nu ați luat o decizie. Nu. Urmează zilele viitoare să ne vedem și cu el și cu Flaviu și vom lua o decizie. El am văzut că joacă mai puțin în ultima vreme. Da, joacă mai puțin, dar în vestiar este, avem mare nevoie de el. Are o experiență foarte mare. Pe postul lui joacă un junior care, eu știu, această regulă de under, trebuie să jucăm cu juniori, dar mă bucur că Ștefan îi ajută foarte mult pe acești copii și este un om foarte important în vestiarul de la Reșița. Și pe el ajută foarte mult că lucrează cu Flaviu Stoican. Bineînțeles, au o relație foarte bună, au mai lucrat împreună, se cunosc, nu există, eu știu, acest o chichiță între antrenori secund sau antrenor principal. Se înțeleg foarte bine și asta îmi dă mie, eu știu, o liniște foarte mare, pentru că știu că vestiarul este pe mâini bune. Cristi, unde vezi Reșița peste 5 ani, să spunem? Care ar fi finalitatea acestui proiect de care am vorbit? Eu știu, dacă astăzi se continuă în acest pas și avem sprijinul autorităților locale ca și până acum și sperăm să atragem și autoritățile județene lângă noi, eu o văd în 5 ani, chiar o văd în Liga 1. În Liga 1? Da. E proiect pe termen lung, eu știu, sau mediu, dar chiar cred că se poate face acest lucru. Ai deja destui ani la Reșița. Da, tocmai de aceea spun, dacă nu se schimbă, nu se întâmplă nimic, eu știu, că în ziua de azi orice se poate. Chiar o văd în Liga 1 peste 5 ani de zi. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru prezență și mult succes la Reșița. Te mai stăm pe la noi. Eu îți mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine de la ora 11. Până atunci, GSP.ro pentru cele mai tari informații din sport. Pe mâine, toate cele bune.